Sunt la Timișoara și undeva la graniță între est și vest. Unii se bucură de Rusalii, alții ne pregătim pentru ele. Și vorbind cu Sami, știind că sunteți în Romanii, l-am întrebat din ce text să predic. Să zic, dacă poți să vorbești de Rusalii, zic, încerc. Dar una din temele disputate în creștinismul zilelor noastre, în care le alergăm după experiențe și alergăm după tot felul de lucruri, se vorbește despre un eveniment atât de important în câteva minute e complicat. În biserica noastră am predicat trei luni din două capitole și le-am adunat într-o carte. Am adus de la Fundația Istoria Binecuvântării Două Sfânt, în fapte 1 și 2. Așa că eu mă mulțumesc doar să ating un pic suprafața. Și dacă doriți să citiți mai multe, le găsiți jos în carte. Dar tema de astăzi este pregătirea pentru duminica viitoare. Pentru unii este probabil bucuria acelei revărsări a Duhului Sfânt. Noi ca biserică de zeci de ani ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și nu la întâmplare Domnul Iisus a zis și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Necunoașterea lui Dumnezeu duce la rătăcirea inimii noastre și rătăcirea inimii noastre el obligă pe Dumnezeu să se dezguste de noi. M-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rădăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Răzimi, oricât de mult ne-am bucurat când ne adunăm la un alt în prezența lui Dumnezeu, acest ceas și jumătate trece și ne împrăștiem prin cetate, în familiile, pe străzile, la locurile noastre de muncă, să-L facem cunoscut pe El. Și în ultima instanță, de aceea s-a coborât Duhul Sfânt, să ne împuternicească pentru a fi martori, nu pentru a ne simți bine, ci pentru a fi martori ai Domnului Isus Hristos până la marginile pământului. Dar atunci când vrem să-l cunoaștem pe Dumnezeu, prima întrebare este cine este El. Noi credem în Triunul Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dacă veniți cu mine pe catetele Triunghiului, Tatăl nu-i Fiul, Fiul nu-i Duhul, Duhul nu este Tatăl. Trei persoane distincte, vorbesc unele cu altele. Toți trei sunt, dacă vin spre centru, același Dumnezeu. Pentru că noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt. Și acum că ne pregătim de ziua cinzecimii sau de rusalii, probabil că atenția noastră migrează spre colțul din dreapta, spre persoana Duhului Sfânt. Dar când citim Biblia, vedem că planul lui Dumnezeu se desfășoară în etape. Mai întâi ai perioada tatălui, apoi ai perioada fiului și abia la Rusalii începe perioada Duhului Sfânt. Dar poate mă veți întreba, nu, 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 cele trei persoane nu pot fi rupte, despărțite unele de altele, de aceea veniți cu mine la prima filă a Bibliei. Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dar imediat în versetul 2 zice, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Iar când deschid în Evanghelia după Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Observați, până și în actul creației este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt conlucrând împreună. Dar tot Vechiul Testament am putea să-l numim perioada Tatălui. Apoi la Betlehem, Tatăl se întrupează în Fiul Său, în pântecele Mariei, este adus pe scena istoriei Domnului Iisus Hristos și începe perioada Fiului până la înviere și înălțare. Apoi sunt zece zile de așteptare în care zice rămâneți încetate până când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și acolo începe perioada Duhului Sfânt în istorie. Duhul Sfânt i-aș aplică lucrarea Domnului Iisus Hristos plănuită de Sfânta Trăime la viața noastră a fiecăruia. Acum când ne apropiem de ziua cinzecimii, probabil migrăm spre ultima parte, spre perioada Duhului Sfânt. Cinzecimea sau rusavile în faptele apostolilor. Dar mă gândesc că e corect să numim cartea aceasta Faptele Apostolilor, nu cumva ar trebui să numim cartea Faptele Duhului Sfânt, pentru că odată cine nu are Duhul Hristos nu este a Lui. Pe de altă parte, ce am putea face fără prezența și puterea Lui? Și atunci când răsfoim Biblia, găsim tot felul de ciudățenii în ea. De pildă, dacă ați venit cu mine în cartea Coloseni, Duhul Sfânt este menționat în mod explicit o singură dată. Domnul Isus de 70 de ori. Noi numim cartea asta o carte cristologică. Când vin în faptele apostolilor, Duhul Sfânt este pomenit de 56 de ori. Domnul Isus de 26 de ori. Și ne întrebăm de ce sunt aceste variații în Scriptură. Dacă mă întorc înapoi în cartea Faptelor Duhului Sfânt, tema centrală acestei cărți, prefațate cu cele două capitole care conțin într-un fel temelia doctrinei Duhului Sfânt, este expansiunea triumfală și plină de putere a Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt. Răspândirea triumfală și plină de putere a Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt. Dragii mei, Domnul Iisus nu la întâmplare le-a spus voi așteptați până veți primi o putere de sus ca să puteți să înfiți fiți martori din Ierusalim până la marginile pământului. Este interesant dacă răsfoiesc o carte, are 28 de capitole, în primul capitol, în versetul 8, Domnul Iisus inițiază lucrurile. Voi veți primi o putere când se va păcure Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Iar dacă aș cita ultimele două versete din faptele apostolilor, Pavel este în temnița din Roma, dar cu ferestrele larg deschise spre Evanghelia care trebuia să cucerească întreaga lume. Luca scrie, Pavel a stat doi ani întregi într-o casă luată cu chiria, așteptându-și judecata probabil, când cezarul va avea vreme să-l cheme înaintea scaunului lui de judecată. Și spunea că Propovăduia împărăția lui Dumnezeu, primea pe toți cei care veneau și învăța cu îndrăzneală și fără nicio piedică cele privitoare la Isus Hristos. Observați, cartea se termină cu barierele ridicate, cu ferestrele deschise, ca Evanghelia să poată ajunge și la mine, și la tine, și în țara noastră. Cu alte cuvinte, când privesc faptele apostolilor, este o mișcare, o expansiune plină de putere, da? în puternicite Duhul Sfânt a Evangheliei. Dar nici măcar în Roma nu s-a oprit Evanghelia, ci a ajuns până la marginile pământului și într-o bună zi, în prezența lui Dumnezeu vor fi oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă. Și vor cânta mântuirea de care ne bucurăm și noi astăzi voi veți primi o putere. Și pe foarte mulți, într-un fel, ne duce în eroare povestea asta, pentru că avem impresia că această putere ni se dă să ne simțim bine. Să vorbim în limbi, să facem minuni, să nu fim bolnavi, să nu fim săraci. Și sunt destul de evanghelii ale prosperității peste tot în lume, dragii mei, în care eu nu cred, pentru că Biblia nu-mi dă voie să cred în ele. Dar atunci întrebarea este, pentru ce primim o putere? Puterea lui Dumnezeu ni se dă ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu este irosită, dragii mei, pe poftele noastre, pe așteptările noastre. Nu. Puterea lui Dumnezeu ni se dă să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci când folosim prost această putere, vin alte duhuri și intră în viețile noastre și încep să ne folosească ca să avem impresia că suntem bine. Puterea lui Dumnezeu ni se dă să facem lucrarea lui Dumnezeu. La înălțarea sa, sau înainte de înălțarea sa, Domnul Isus a spus: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți fructenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul Evangheliei. Puterea lui Dumnezeu mi se dă să fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar textul spune, și îmi veți fi martori. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu vine să îl proslăvească pe Hristos. Nici nu mă în Coloseni, o carte cristologică, Hristos îi pomeni de 70 de ori și Duhul o singură dată. Deși El a insuflat Scripturile, pe fiecare pagină trebuie să fie prezent Duhul Sfânt, dar rolul Lui nu este să se bate cu cărămida în piept, să vorbească despre sine, eu cred că unde e prea multă vorbărie despre Duhul Sfânt, numai Duhul Sfânt nu este prezent acolo. Pentru că rolul lui este să-l proslăvească pe fiul, după cum rolul fiului este să-l proslăvească pe tatăl. Rolul Duhului Sfânt este să-l proslăvească pe fiul lui Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 1, versetul 28, Pavel zice, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii care lucrează acum în mine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și de aceea Duhul lui Dumnezeu întotdeauna îl va proslăvi pe Fiul lui Dumnezeu. Dar să mă întorc în primele două capitole. Și Spuneam că în primele două capitole din fapte avem temelia doctrinei Duhului Sfânt. Și dacă vrei să așezi o temelie, sunt cel puțin trei cărți în Noul Testament care sunt îmbibate de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Și în primele două capitole, le-am împărțit în două pentru că nu o să pot intra în partea a doua, vă las până să, să citiți comentariul sau cartea, dar, în capitolul 1 este pregătirea pentru botezul cu Duhul Sfânt, iar în capitolul 2 este împuternicirea prin botezul cu Duhul Sfânt. Și, în dimineața aceasta, m-aș opri la primul capitol, spicuind câte ceva din ea. Dacă citiți cu atenție capitolul, veți găsi cinci tablouri în capitolul acesta. Și dați-mi voie să vi le prezint ca să mă apropii de câteva dintre ele. În primele trei versete se ridică o întrebare. Oare înainte de rusalii de ziua 50-mi aveau ucenicii Duhul Sfânt? De unde știm lucrul acesta? Cu alte cuvinte, e vreo diferență între primirea Duhului și botezul cu Duhul Sfânt? Dacă da, cum să înțeleg aceste lucruri? Dar dacă fac un pas mai departe, Domnul Iisus aduce botezul cu Duhul Sfânt și lașează între două reflectoare, între făgăduința Tatălui, adică profețiile Vechiului Testament, și botezul lui Ioan. Și abia când privesc botezul cu Duhul Sfânt între cele două reflectoare, încep să înțeleg despre ce este vorba. Apoi când fac un pas mai departe, în versetul 8, Domnul Iisus își pregătește ucenicii pentru radicale schimbare de paradigmă. Evrei, poporul ales, știau, îl vrei pe Dumnezeu, vii la noi, la Ierusalim. Uitați-l pe famenul etiopian, ce cale lungă a bătut ca să vină la Ierusalim, să-l întâlnească cu ajutorul lui Filip pe Domnul Iisus Hristos, să plece ca să de bucurie. Dar a sosit vremea când Dumnezeu întoarce lucrurile, schimbă tiparul. De azi înainte, nu ei vor veni la voi, ci voi veți merge la ei. Observați ce am făcut în zilele noastre, ne-am închiriat clădiri, ca asta, o clădire frumoasă, m-am bucurat să o văd, după care îi invităm pe oameni la noi, dar foarte puțin intră între noi. Nu la întâmplare ne adunăm ca să ne împrăștiem, să ne ducem noi la ei și să fim lumină și sare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu și să dăm socoteală de nădejdea care este noi atunci când cineva întreabă. Observați această radicale schimbare de paradigmă pe care rusalile sau ziua mi a dus-o ar trebui să fie prezentă în viața noastră, în biserica nou-testamentare. Dacă mă mut în versetele 9 la 14, îi văd pe ucenici 10 zile stăruind în rugăciune și în cere. Și este unul din textele pe care foarte mulți le folosesc să stea să stăruiască după vorbirea în limbi. Vom vedea că Practic, Domnul Iisus le dă o singură poruncă. Rămâneți în cetate. Asta e singura poruncă. Nu le-a spus ce să se roage, ce să ceară, va mai mult. Indiferent cât ar fi strigat, ei nu puteau nici grăbi, nici întârzia lucrurile. Pentru că rusalile nu țineau de ei. Era lucrarea unică a Tatălui în baza lucrării Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ei au străluit în rugăciun și cere să-și pregătească inima pentru evenimentul respectiv. Erau simpli pescari. Să primești porunca, să-i fii martor până la marginile pământului, și tu, n-ai ieșit în afara granițelor țării tale, e un lucru complicat, nu-i așa? Dar Domnul i-a spus, cine te trimite, te echipează. Dacă tu ești credincios în a-l asculta, el este credincios în a-ți oferi resursele de care ai nevoie. Dacă ești în lucrarea lui și nu lucrarea pe care ți-ai ales-o singur. Dar cine te trimite, te echipează. În schimb, este importantă mentalitatea. Gândiți-vă cât de greu l-a urnit Dumnezeu pe Petru să meargă în casa lui Corneliu. Doamne, nu, nu, eu nu, niciodată. Petre, ce-am curățit eu să nu, nu mai spurcat. Și în momentul acela, cei doi soldați bat la ușă și Petru merge, dar și ea martor pentru că știa că va fi linșat când ajunge în Ierusalim. Cum a intrat tu să mănânci cu unul dintre neamuri? Până n-a trimis Dumnezeu prin Saul prigoana peste biserică, biserica a stat frumos la Ierusalim și a zis, dacă vreți pe Dumnezeu, veniți la noi. Și Dumnezeu le spusese deja, nu, no, nu, no, de azi înainte voi mergeți la ei. Și așa ajunge Evanghelia în Antiohia și pornește în călătorile misionare și vedem cum se termină cartea cu Pavel în buricul lumii de atunci, în centrul lumii de atunci, în Roma, la marginile pământului, în sens figurativ. Dar mai este un ultim tablou în care, dintr-o dată, Petru își dă seama, în timp ce se rugau, măi, noi suntem 11, Iuda s-a spânzurat. Și uite că am găsit în psalmi un text în care spune că cineva trebuie să ia locul. Și zice, ce să facem? s au zis, stai să vedem condițiile. Și înșiră condițiile și doi se calificau și aruncă sorțul ca să leagă dintre cei doi. Și m-am întrebat, de ce nu erau suficienți 11? De ce erau prea mulți 13? De ce trebuia să fie 12? Pentru că Domnul Iisus le spusese când Petru a zis, noi ce vom primi? Veți deci dea pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca semințiile lui Israel. Nu puteau fi nici 11, nici 13. Dar Matei a fost ales de apostoli, deși Duhul Sfânt este pomenit acolo, Singurul ales, ca toți ceilalți 11 de Cristos, este cel de pe drumul Damascului. Nu știm cum va fi. Dar asta este conținutul primului capitol. Conținutul primului capitol. Și dați-mi voie să revin la primul tablou. Primirea sau botezul cu Duhul Sfânt, sau primirea și botezul cu Duhul Sfânt. Teofile. În cea din cartea mea am vorbit despre ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni de la început până când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt, și aici este prima mențiune explicită a Duhului Sfânt, prin Duhul Sfânt, deduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima sa, li s-a înfățișat viu de multe ori, da, arătându-li se deseori și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Hristos s-a înălțat la cer după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale ucenicilor săi. Mi-am pus o întrebare și puteți să o puneți împreună cu mine. Cine a avut nevoie de Duhul Sfânt? Domnului Iisus să dea poruncile sau ucenicii să le priceapă? Pentru că timp de 40 de zile a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acum Domnul Iisus știm că era plin de Duhul Sfânt și Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. Duhul s-a coborât peste el, a rămas cu el, deși l-a dus în pustie să fie ispitit și și-a făcut lucrarea în prezența și cu puterea Duhului Sfânt de-a lungul vieții lui. Cu siguranță Duhul era acolo, dar pentru că el dădea porunci prin Duhul Sfânt, Hristos era capitanul Duhul era secundul, deși este egali, dar diferiți în roluri. Da? Diferiți în roluri. Cei care au avut nevoie de Duhul Sfânt să priceapă poruncile și tot ce au discutat 40 de zile despre împărăția lui Dumnezeu erau apostolii. Dar oare apostolii aveau Duhul Sfânt? Pentru că foarte mulți credem că biserica s-a născut la Rusalii. Ori, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Nu poți fi creștin fără Duhul Sfânt. Și atunci se ridică această problemă între primirea și botezul cu Duhul Sfânt și ne întrebăm: Ce s-a întâmplat de fapt? Când au primit Apostolii Duhul Sfânt? Vă spuneam: Există trei cărți în Noul Testament în care găsiți prezența și doctrina Duhului. Sunt mai mult decât în altele. Ioan, Unul Corinteni și Faptele Apostolilor. În Ioan vedem. Ce a trebuit să facă Hristos ca noi să avem Duhul Sfânt? Acolo nu e vorba despre experiențele noastre, ci despre lucrarea lui Hristos. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt, este lucrarea lui. Da? În Corinteni vedem ce lucrează Duhul Sfânt în noi să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o glindă, slava Domnului, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, spune Pavel în 2 Corinteni 3,18. În faptele apostolilor vedem ce lucrează Duhul Sfânt prin noi, prin biserica, prin mireasa lui Hristos, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Așadar, când și cum s-a întâmplat primirea Duhului? Mă întorc înapoi în Evanghelia după Ioan și... Ioan Botezătorul face o afirmație cadru despre Domnul Isus, pe care își construiește apoi întreaga Evanghelie. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este prima afirmație a lui, zice, eu nu-l cunoșteam. Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a spus că acela peste care vei vedea Duhul coborându-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Zice, eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Observați trei afirmații, mielul lui Dumnezeu, cel ce botează cu Duhul Sfânt și Fiul lui Dumnezeu. Ordinea este foarte importantă. Până când mielul lui Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea pe cruce, dovedind desăvârșirea lucrării jertfei sale prin învierea din morți, până atunci Duhul nu s-a putut coborâ. Și de aceea, mai întâi, mielul trebuia să-și termine lucrarea, ca apoi cel ce botează cu Duhul Sfânt să-și poate continua lucrarea. Dar cine este El? Numai Fiul lui Dumnezeu le putea face pe toate acestea. Dacă El nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noul legământ nu-i ratificat, noi nu avem mântuirea, nu avem absolut nimica. Și în această afirmație aveți într-un fel adunată toată lucrarea Domnului Isus, pe care Ioana a învățat-o din Vechiul Testament. O găsiți în Isaia 43, 44, voi face referire uh, la ea. Dar înainte de a merge la cruce, la sărbătoarea corturilor, când era ceremonialul vărsării apei, era liniște de plină în templu, pentru că marele preot ridica ulciorul să verse apa în semnul revărsării Duhului Sfânt, Domnul Iisus se scoală și strigă în templu, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și Ioan comentează, vorbea despre Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese înălțat pe cruce, proslăvit. Da? El a trebuit să fie înălțat pe cruce, după înviere înălțat la tatăl și doar după întronarea, în coronarea lui, numirea lui ca mare preot după rândul lui Mercedec, a putut veni să sufle Duh Sfânt peste ucenicii săi. Suntem în seara, seara învierii, ușile încuiate. Și dintr-o dată, Domnul Isus intră prin ușile încuiate. Zice, pace voa. buimaci credeau că văd un Duh și Isus zice, eu sunt puneți mâna. Ei tot nu credeau. Ce copilașilor, aveți ceva de mâncare? Un meniu, eu nu știu dacă ați fi inventat, o fagură de miere și un pește. Iisus a luat, a mâncat înainte lor și le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și după ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Cele ce le vor ține vor fi ținute. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în seara învierii în camera de sus? Domnul Iisus Hristos îi trimite pe apostolii săi în aceeași lucrare, cu aceeași putere. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aceeași lucrare, cu aceeași putere. El nu și-a început lucrarea publică fără să fie puternici de Duhul Sfânt. Și ucenicii trebuiau să-și înceapă lucrarea publică împuterniciți de Duhul Sfânt. Dar suntem în seara învierii, mai sunt încă 50 de zile până la, până la Rusalii. Deci, un prim adevăr pe care îl deduc din primul tablou, din fapte, capitolul 1, este că Duhul a fost primit de ucenici în seara învierii. Și pentru că dacă n-ai Duhul lui Hristos, nu ești a Lui, Duhul care coborâse peste ei, erau Biserica lui Hristos. Biserica nu se naște la Rusalii, Biserica se naște în seara învierii. Dar în ziua cinzecimii, ce se întâmplă la revărsarea Duhului Sfânt? Care să fie înțelesul acestui eveniment pentru care ne pregătim și pe care alții, alții, alții îl sărbătoresc astăzi? În primul rând, notați, vă rog, că între seara învierii și ziua cinzecimii sunt 50 de zile calendaristice. De foarte multe ori și eu la început ziceam, a, sunt rusalile Ioanine și rusalile Lucane, dar în mintea mea era un merge, o amestec între cele două. Nu, nu se poate. Din pricina celor 50 de zile calendaristice sunt două evenimente complet distincte. Și atunci nu le pot combina pe una cu cealaltă. Trebuie să înțeleg rolul fiecărui eveniment despărțit de cele 50 de zile calendaristice. Care sunt dovezile că ucenicii în seara învierii au primit Duhul Sfânt și că în toată perioada discuției cu Domnul Iisus, ei aveau Duhul Sfânt și Duhul Sfânt lucra în ei. Și aș aduce două argumente din text. În primul rând, interpretarea corectă a Scripturilor și apoi efectele mărturiei lor care a început, nu la Rusalii, ci a început a doua zi după Paști. Da? Cine putea să tacă, să nu-i spune soției lui că a înviat Hristos? Cine? Să nu vorbească cu vecinii lui? Cine? Wow! Și de aceea am dovezile prezenței Duhului Sfânt acolo, în text, să le iau pe rând. Interpretarea corectă a scripturilor. Dacă primirea Duhului Sfânt a avut loc în Ioan, capitolul 20, versetul 22, în seara învierii, când citesc prima scriere a lui Luca, zice, Teofile, în cea din tei cartea mea, dați-mi voi să mă întorc în cea din tei cartea lui. În aceeași seară, în aceeași cameră, același eveniment, deschis un pic altfel capitolul 24, versetul 45. Domnul Iisus a intrat între ei, le-a zis pace vouă, ați auzit povestea că v-am spus-o mai înainte, după care spune, le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Ori mintea nu ți-o poate descuia școala ca să înțelegi scripturile, numai Duhul o poate face. Și de aceea, dragii mei, poți studia scriptura cât vrei fără Duhul Sfânt, nu vezi nimic în ea, trebuie să fie o să prindă lumina cineva. Și asta s-a întâmplat în aceeași seară a învierii. Le-a deschis mintea să priceapă scripturile. În fapte, capitolul 9, versetele 3 la 5, după patima sa, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când erau adunați la oaltă, le-a poruncit și le-a zis să nu se depărteze din Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Observați, Povestea care, într-un fel, sau expresia care ridică o goază de întrebări și avem păreri diferite și ne certăm de multe ori pe este botezul cu Duhul Sfânt. Ori ca să înțelegi ce vrea să spună scriptura, uită-te foarte atent la context. Deci, făgăduința Tatălui este un reper, botezul cu Duhul cu, al lui Ioan în apă este al doilea reper. Când așez conceptul botezului cu Duhul Sfânt între făgăduința Tatălui și botezul lui Ioan, începe să se facă lumină. Vă voie să le iau pe rând. Botezul cu Duhul Sfânt și făgăduința Tatălui. Ori făgăduința Tatălui vine din perioada Tatălui, profețiile Vechiului Testament. Și este suficient să răsfoim scripturile ca să găsim o mulțime de profeții care vorbesc despre revărsarea Duhului Sfânt. Luați doar cartea lui Isaia, Capitolul 44, capitolul 59, Ezechiel 36, el, capitolul 2 și aș putea să înșir un lung șir de texte care vorbesc despre revărsarea Duhului Sfânt. Dar atunci când le citești cu atenție, te surprinde un lucru. Duhul este promis doar casei lui Iacov, doar lui Israel. Toate textele Niciun text nu face excepție. Niciunul, dragii mei. Casei lui Iacov. De pildă, în Isaia, capitolul 44, după ce în 43 cu 25 mi-l prezinte pe mielul lui Dumnezeu, puțin altfel. Eu, eu îți șterg păcatele, pentru mine tu nu meriți. Cu alte cuvinte, jertfa de pe cruce nu e din pricina meritelor noastre, din pricina păcatelor noastre, da, dar este parte din desfășurarea planului Dumnezeu. La împlinirea vremii, l-a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și de aceea versetul 25 din 43 spune această lucrare ispășitoare ține de momentul la care a ajuns desfășurarea planului Dumnezeu. Noi nu putem grăbi, nu putem întârzia. La împlinirea vremii este un ceas hotărât de Dumnezeu, dragii mei, în care Hristos moare. Dar imediat după aceea, în capitolul 44, spune, ascultă Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tău care te-a făcut și te-a întocmit și care este sprijinul tău, cum am cântat și în cântările noastre. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacove, Israelul meu pe care te-am ales. Căci voi turna ape peste pământul uscat, râuri peste pământul însetat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor sări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă și unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Domnului și altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi numit cu numele lui Israel. Incredibilă profeție! În baza jertfei lui Hristos, acum Duhul se poate revărsa. Dar nici una, nici alta, nu depinde de noi, ci depinde de desfășurarea planului lui Dumnezeu. Duhul este promis casei lui Iacov. Și de aceea, întrebarea pe care ucenicii o pun în versetul 6 din capitolul 1, este legitimă. Este dovada faptului că ei înțelegeau scripturile. Duhul lui Dumnezeu le deschisese deja mintea cu multe zile în urmă, în seara învierii. Când erau adunați la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile soroacele astea, tatele a păstrat sub stăpânirea sa ci voi veți primi o putere când se va pogăre Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, până la marginile pământului. Observați, Domnul Iisus nu-i mustră, pentru că întrebarea lor era legitimă, era corectă, era în lumina făgăduințelor Tatălui din Vechiul Testament. Niciodată Duhul n-a fost promis al cuiva decât casei lui Iacov. Ce face Domnul Iisus? Le lărgește puțin perspectiva. Da? Dacă iau textele, Isaia 44, Isaia 59, Ezechiel 36 și Ioel, capitolul 2, trebuie să le așez în lumina alegerii lui Avram. Când îl alege pe Avram și îl cheamă, spune Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Iar atunci când jungherul lui se oprește deasupra inimii fiului său, pentru că îngerul Domnului oprește, Domnului spune Pe mine însum jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Nu zice semințele? Galaten, tocmai citiți Galaten, da? 3 cu 15, sămânța, una singură, adică Hristos, în sămânța ta. Observați, Israel a fost chemat de dragul tuturor familiilor pământului. Și atunci Duhul care s-a revărsat peste ei în camera de sus, trebuia dus prin ei spre marginile pământului, la toate familiile pământului. Tot ce face Domnul Isus este să le aduc aminte că planurile lui Dumnezeu sunt mult mai largi decât împărăția lui Israel este vorba de împărăția lui Dumnezeu și de aceea ascultați ce scrie Israel în capitolul 49 versetul 6, este prea puțin lucru să fii robul meu să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel de aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului observați cum se îmbucă Fapte 1 cu 8 cu Isaia 49 cu 6. Să duci mântuirea până la marginile pământului. Deschideți prima pagină în Evanghelia după Matei. Știți cum începe? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. David este moștenitorul tuturor binecuvântărilor, a scaunului de domnie din împărăția lui Dumnezeu și din casa lui Dumnezeu. Avram este fiul lui Avram, este împărțitorul binecuvântării prin biserica lui, prin mireasa lui, la toate familiile pământului. Și de aceea, cartea se termină cu marea trimitere. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. În fapte 1 cu 8, Domnul Iisus le lărgește perspectiva la împărăția lui Dumnezeu care te cuprinde și pe tine și pe mine, toate neamurile, oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, de orice norod. Ei au interpretat corect scripturile, pentru că Duhul lui Dumnezeu le descuiase mintea ca să o priceapă. Dragii mei, prin prisma evenimentului Hristos, dintr-o dată, Scriptura a început să-L prezintă pe El din Genesa până în Apocalipsă. Țineți minte, după masa învierii, în drum spre Maos, a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a în toate scripturile ce era cu privire la el. Despre el este vorba, pentru că el este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la tatăl decât prin el. Dar ați voi să duc și a doua dovadă înainte. Efectele mărturiei ucenicilor în cele 50 de zile până la, a, până la Rusalii. În Ioan capitolul 6, versetul 44, Domnul Iisus spune Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage tatăl. Am citat corect, da? Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage tatăl. Cum o face tatăl? Pe Ian Ioan 16 le spune ucenicilor, voi este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va face câteva lucruri. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Orice păcat este o credință în Satan și o necredință în Hristos. Orice păcat. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, nu pot sta și cu una și cu alta, și cu Hristos și cu diavolul în inima ta. Nu se poate. În ce privește neprihănirea, mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Dar ce face acolo? sunt marele preot mijlocitor pentru voi. Este paracletosul nostru în prezența completului de judecată, fără mijlocirea marelui preot în fiecare moment. Noi nu avem iertare. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Dragii mei, nu mai crede pe mincinosul. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Stai alepit de Domnul Iisus Hristos așa cum am cântat. Deci așa atrage Tatăl pe oameni la Domnul Isus Hristos. Acum dacă mă întorc înapoi în capitolul 20, când Domnul Isus le spune pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, după ce aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate. Da, mă opresc un pic, că e complicată povestea. Că noi avem impresia că putem lua aceste cuvinte să le aplicăm la noi și dacă pun patrafirul peste cineva, eu am și puterea să iert păcatele. Nu, 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 nu. Când Domnul Iisus îi spune slăbănogului, păcatele sunt iertate. Ce zic fariseii? Hulește! Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar El era Dumnezeu. Și Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Hristosul iartă păcatele. Rolul nostru este să-i aducem pe oameni la Hristos. Nu să facem baptiști din ei, deși eu de 75 de ani sunt acolo, ci să aducem la Hristos, singurul care ne poate duce în prezența Tatălui. Și atunci ucenicii sunt chemați în lucrarea Domnului Iisus Hristos pentru împăciuirea, împăcarea oamenilor cu Dumnezeu Tatăl în seara învierii îi trimite în aceeași lucrare, cu aceeași putere. Știți ce se întâmpla la evrei imediat după Paște? O era Marele Sabat, ziua 15 ani Nisan, după care snopul era legănat și a dus înaintea Domnului și se dea semnalul pentru seceriș. Și toată lumea era ocupată 50 de zile. Și în ziua 50 mi veneau cu primele roade înaintea lui Dumnezeu. Dar era un seceriș fizic. În schimb, ucenicii, a doua zi după Paște, au început un seceriș spiritual. Probabil mergând și ei pe câmp și vorbind cu vecinii. De unde știm lucrul acesta? Când descrieți Corinteni, capitolul 15, Pavel spune în versetul 6, Hristos s-a arătat lui, 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 lui și la peste 500 de frați deodată, înainte de înălțare. Cu alte cuvinte, înainte de ziua cinzecimii, biserica număra peste 500 de membri. Era mai mulți decât sunteți voi, da? Peste 500 de membri. Iar în ziua cinzecimii, alți 3000 se adaugă la biserica lui Hristos. Biserica s-a născut în seara învierii și a început să ceri și o spirituală a doua zi. A doua zi. Care să fie semnificația zilei cinzecimii a botezului cu Duhul Sfânt? Pentru asta dați în voie să așez expresia botezul cu Duhul Sfânt sub un alt reflector. L-am văzut sub reflectorul făgăduinței Tatălui, a botezului lui Ioan. În versetul 4 spune, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine, spune Domnul Iisus Hristos, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Se vați în mod intenționat, Domnul Iisus aduce cele două botezuri, unul lângă celălalt, ca să le înțelegi în oglindă. Ioan a botezat cu apă, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Atunci când oamenii vin la eu am Botezătorul să întrebe, cine ești? Ești Mesia? Dice, nu, nu, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureau încălțămintea lui, eu vă botez cu apă. Cel ce vine după mine, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El are prerogativul vieții și a judecații și a morții. El va rosti ultimul cuvânt. El vă va trimite în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, dacă nu primiți botezul cu Duhul Sfânt. Și de aceea, la Iordan vine Domnul Iisus Hristos și Ioan însuși se sperie. Și zice, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Lasă Ioane, să împlinim tot ce se cuvine împlinit. Și Ioan accepte lucrul acesta și Domnul Iisus în mărturia aceea publică practic spune tatălui și ia decizia la untrică să se identifice cu întreaga umanitate și cu păcatele noastre ca să-și poată începe lucrarea publică. Botezul lui Ioan marchează începutul lucrării publice a lui Hristos, ca reprezentant al întregii omenil, ca cel întâi născut din toată zidirea, ca singurul care are drept de răscumpărare. Botezul lui Ioan marchează începutul lucrării publice a lui Hristos. Dar biserica este trupul lui Hristos, e adevărat? Și atunci botezul cu Duhul Sfânt nu cumva marchează începutul lucrării publice a trupului Lui Hristos. Pentru că biserica exista deja de 50 de zile, mărturisea de 50 de zile, se cera în cele spirituale de 50 de zile, dar acum trebuia să îi împuternicească pentru a duce Evanghelia până la marginile, până la marginile Pământului. Când citești Scriptura, ai perioada Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și când te uiți atent la lucrarea Duhului Sfânt, distingi două ipostaze distincte în această lucrare. În primul rând este inaugurarea lucrării publice a Duhului Sfânt. Spuneam că în capitolul 1 din fapte, Hristos este Capitanul, Duhul este Secundul, de aceea Hristos deporunci prin Duhul Sfânt. Dar el pleacă la tatăl, Duhul se coboară, se revarsă și acum el este cel care aplică lucrarea lui Hristos la viața fiecăruia dintre noi. Dar Duhul Sfânt n-a venit doar pentru un moment să dispară după aceea, ci a venit să rămână a venit să-și continuă lucrarea de-a lungul întregii istorii. Observați, în ziua 50 este inaugurarea lucrării publice a Duhului Sfânt, după care Duhul Sfânt își continuă lucrarea prin istoria bisericii până la sfârșitul viacurilor. Pregătind lui Hristos o mireasă sfântă și fără prihană. Între persoanele Trinității, două dintre ele sunt numite Paracletos, în greacă, îi tradus mângăitor sau sfătuitor sau avocat. Este o sferă complexă a noțiunii. Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. De foarte multe ori noi confundăm rolurile celor doi. Avem impresia că Duhul Sfânt este avocatul nostru. Trebuie să mă facă să mă simt bine. Da? Și de aceea strig la el și îl vreau pe el și pot să-l folosesc pe el. Nu, nu. Duhul Sfânt este avocatul Domnului Isus Hristos, nu avocatul meu. El pledează cauza lui Hristos în inima mea. Hristos este avocatul meu în fața completului de judecată. Și e foarte important să nu confunzi rolurile celor doi paracletos. Da? Celor doi paracletos. Duhul Sfânt a venit să rămână și să-i pregătească lui Hristos o mireasă sfântă și fără prihană pe care Hristos se va bucura să o prezinte înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Inaugurarea lucrării Duhului Sfânt se face prin botezul cu Duhul Sfânt din ziua Cinzecimii. Prin botezul cu Duhul Sfânt. Dar ziua Cinzecimii este un act istoric, un eveniment istoric unic și irepetabil. Pentru că nu atârnă de noi, nici nu l-au putut grăbi, nu l-au putut întârzia. Cerul a hotărât când să se întâmplă și cum să se întâmple. Noi nu-l putem nici grăbi, nici întârzia. Dar prezența Duhului Sfânt ne-a fost lăsată ca uneori să ne împuternicească pentru lucrurile pe care le avem de făcut, să ne umple pentru lucrarea pe care o avem de făcut. Și atunci gândiți-vă la un botez, ca și la un eveniment istoric, botezul cu Duhul Sfânt și la repetatele umpleri de care avem nevoie atunci când suntem serioși cu Dumnezeu în jug alături de El, să ducem mai departe spre marginile pământului Evanghelia. Dă-ți-mi voi să trag concluziile. Spuneam în fapte, 1 și doi avem temelia doctrinei Duhului Sfânt. Eu doar am atins suprafața. Dacă aveți timp și vreți puteți citi, nu credeți o babă din ce citiți afară de Biblie, luați numai cei bun, aveți o inimă bereiană, dar în primul capitol din fapte avem pregătirea pentru botezul cu Duhul Sfânt prin cele cinci tablouri. În capitolul 2 avem împuternicirea prin botezul cu Duhul Sfânt pentru lucrarea publică care a început în ziua aceea spre marginile pământului. Care să fie semnificația botezului cu Duhul Sfânt? Pentru ce nici ziua aceea a avut o dublă semnificație. În primul rând, în primul rând, au înțeles că Domnul Iisus îi pregătise pentru o radicală schimbare de paradigmă. De azi înainte, nu ei vor veni la voi, voi veți merge la ei. Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Dar, Doamne, cine suntem noi Al doilea lucru, a fost o extraordinară încurajare pentru ei. Deci, pe de o parte, o pregătire pentru o radicală schimbare, pe de altă parte, o foarte mare încurajare. Pentru că erau adunați la o la altă, limbile ca de foc s-au coborât peste ei și dintr-o dată ei au devenit sfeșnicul din templu peste care Duhul s-a coborât, dragii mei, și acum această lumină trebuia dusă peste toate pâinile lumii acesteia. Ei erau purtătorii Duhului Sfânt al lui Hristos și au început să vorbească în alte limbi, care nu au absolut nimic cu limbile din Corin, dragii mei. Nimic. Erau limbi înțelese și oamenii strigau, auzim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu rostite pe limba în care ne-am născut. Doar evrei care nu înțelegeau, ziceau, zbeți Zi, oamenii ăștia și pentru trebuie să ridice, să le vorbească lor. Da. E numai ceasul al nouălea, spune el. Dar ce au învățat ucenicii? În primul rând, că direcția s-a schimbat. În al doilea rând, că cel care te trimite te poate echipa. Și dintr-o dată, dragii mei, la o simplă predica lui Petru. 3.000 de oameni se întorc la Domnul. 3.000 de oameni se întorc la Domnul. Dar, pun o întrebare, peste cine s-a coborât Duhul Sfânt? Pentru cei care au stăruit 10 zile? Am spus prin stăruința lor și-au pregătit propria lor inimă. N-au putut nici grăbi, nici întârzia venirea zilei 50.000. Nu. Duhul Sfânt s-a coborât peste cei care trudeau în ogorul Evangheliei de 50 de zile neobosiți. Duhul lui Dumnezeu nu ți se dă să te simți bine, ci să te împuternicească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Duhul s-a coborât peste cei care trudeau de 50 de zile în ogorul Evangheliei. În seara învierii, a fost plus de Duhul Sfânt. Până la rusarii, dragii mei, i au sprovăit, au propovăduit, au dus Evanghelia. Secerișul lor, cel mai important a fost cel spiritual, nou, grânele care se aduce o turtă lui Dumnezeu. Și în ziua 50.000 fiecare și-a adus rodul lui. Evrei au dus turte. Doamne, mulțumim că ne-ai dat din nou greu și secare. Ucenicii au adus oameni ca dar lui Dumnezeu. Oameni! Pentru că casa lui Dumnezeu suntem noi, nu zidurile astea, nu programele de aici, dragii mei. Noi, copiii noștri. Dumnezeu nu locuiește temple făcute de mâini, ci templele făcute de El. Da. Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Familia mea poate fi prezența lui Hristos, dacă cei doi sunt în numele Lui, da, adunați. Cu alte cuvinte, evrei au adus cele materiale, dar cele spirituale, ucenicii au venit cu așteptarea lui Dumnezeu împlinită. 500 plus încă 3000. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Și puterea lui Dumnezeu se dă pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu sunt oamenii, dragii mei. Și veți fi martori, a spus Domnul Isus Hristos, pentru că Duhul îl proslăvește întotdeauna pe Fiul, nu pe sine. Îl proslăvește pe Fiul. Dați-mi voie să închei cu un al doilea text pe care îl folosim deseori ca să stăm, să te stăruim după botezul cu Duhul Sfânt. Luca 11 cu 3. Vine un om la prietenul său și îi târziu nu are pâini și merge la vecinul și îi bate nu dă-mi pâini, mi-a venit un mosafir. Lasă-mă, sunt împat cu copiii mei, nu mă deranja. Dar omul nu se lasă și bate mai departe. Și la sfârșit omul a, se spală și de pâini. Și Domnul Iisus îți trage o concluzie. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cum nu va da Duhul Sfânt tatăl celor ce îl cer? Wow, Duhul trebuie cerut. Cât să-l cerem? Cum să-l cerem? Cât de tare să-l cerem? Well, nu știu. Dar mă întreb, există cumva în context vreo cerere? pe care Dumnezeu să mi ofere ca să-mi dea Duhul Sfânt? A, una singură există, puțin mai sus rugăciunea Tatăl nostru. O știți și dumneavoastră, nu-i așa? Spuneți-o cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne arte nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi ni ispită, ci ne izbăvește de ce rău. Că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Singura cerere tip la care Dumnezeu răspunde de-ndos Duhului Dumnezeu. Dragii mei, Rugăciunea asta trebuie nu doar învățată, ci și trăită. Și spuneți-mi, care dintre noi o putem trăi prin eforturile noastre? Care dintre noi? Eram student și se închidea biblioteca la meaz pentru a aerisire. Și mergeam în biserică franciscană și mă lăsam lângă un cor și citeam Biblia. În fața mea era un crucifix. Și intra câte o persoană, nu știa că sunt acolo. În genunche în fața crucifixului și începea. Tatăl nostru că ești în cerul să tatăl nostru că ești în tatăl nostru. Sfizează. Nu știu. Pac se ridica și pleca. Și eu stăteam și mă gândeam. De câte ori trebuie să o rostesc, să mă audă Domnul? Odată și cu toată inima. Și cerul răspunde. Pentru că nimeni nu poate împlini rugăciunea, fără prezența și puterea Duhului Sfânt. Dar nu uitați, Duhul se dă nu pentru plăcerea mea, ci pentru împlinirea lucrărilor Tatălui. Amin.